Off, off. No, está. Este este un delay între ce eu pe telefonul meu, da? Bun, acum o să meargă. Cred că acum o să reușesc. Am prins care ești off, off. Bun, îi dăm bice, da? Mulțumesc pentru răbdare, scuze pentru delay-ul ăsta de la început. Asta este. Bun, mulțumesc pentru răbdare. Îi dăm bice, da? Asta era. Deci, planul pentru descoperirea și valorificarea vocației. Începem cu Constantin Brâncuș, practic, care ne spune, lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în starea de a le face. Dar ce înseamnă asta? Ce vrea să spună Brâncuș, de fapt? Brâncuș spune așa, că nu este greu să faci lucruri. Cam orice îți propui tu, nu este greu să faci. Ce este, în schimb, mai greu să faci, este să te pui în starea de a le face, adică să te așezi pe scaun, da? Să-ți pregătești laptop, calculator, agenda, pixul, orice ai tu nevoie ca să poți să lucrezi. Asta spune Brâncuș. Și mi-a luat foarte mult timp să mă prind de chestia asta, să mă prind de ce vrea de fapt să ne spună Brâncuș. Da? Și acum am să explic cât pot eu de bine. Așa cum ți-am spus, am descoperit niște lucruri foarte, foarte interesante și tari. Și începem cu asta. Deci, l-am rugat pe Raul, prietenul meu grafician, să-mi facă în limba română graficele, pentru ele sunt în limba engleză, de la Steven Kotler. Da? Și ce spune omul ăsta? Hai să ne uităm în stânga prima oară. Da? Omul spune așa, că în primul rând putem intra într-o stare de flux, pe care o să explic puțin mai târziu, putem intra în stare de flux, unu, prin primul pas, având curiozitate. Da? Practic dorința de a căuta lucruri și situații noi. Apoi, să avem o pasiune, să avem pasiune pentru acele lucruri care ne fac curioși, da? Adică un mecanism ce amplifică dorința și concentrarea. Asta facem. Apoi, dacă avem un scop și un sens, urmează ca la pasul 4 să intrăm într-o stare de flux. Da? Din cercetările mele, avem așa, am spus că unii oameni sunt cu libertatea, alții sunt cu sufletul și alții cu starea de flux, da? Deci, practic, curiozitatea, pasiunea și scopul pot fi experimentate și antrenate. Când ne jucăm, când suntem curioși și explorăm, când simțim că ne trage ceva sau ne cheamă vocea interioară, intrăm într-o stare de flux, da? De asta este important să faci ce-ți place, ce ți se potrivește și să te îndrepți spre cea inclinație naturală, da? Aceste lucruri te vor băga automat în stare de flux. Da? Bun. Deci curiozitatea, pasiunea, scopul și sensul și starea de flux. Asta este un mod de a intra în starea de flux. Apoi, am să merg la următorul grafic. În momentul în care avem visuri și obiective mari, pe care le împărțim în obiective mici zilnice, din nou intrăm în stare de flux. Ce înseamnă asta? Aici, după cum vezi, când ai un vis și un obiectiv mare, de-aia facem panoul visurilor, de-aia avem tot felul de obiective și visuri mari, în momentul în care le împărțim pe obiective mici și zilnice, avem amplificarea angajamentului și a implicării noastre. Pentru că una este să zici, într-o zi îmi doresc să am mulți bani, o casă, îmi doresc să ajung nu știu ce, sau să descoperi vocația, da? Și alta este să iei aceste lucruri mari și să le zici. Dacă timp de 300 de zile, sau 8 săptămâni, sau 4 ani de zile, eu fac din nou și din nou același lucru, la un moment dat, voi atinge visul și obiectivul pe care mi-l doresc, da? Dar mai avem un lucru aici. În momentul în care avem obiective mici și zilnice, pe care le facem constant, intrăm din nou în stare de flux. Deci, practic, prin curiozitate, pasiune, scop și sens, intrăm în stare de flux. Și apoi, prin visuri și obiective mari, pe care le împărțim în obiective mici și zilnice, intrăm din nou în stare de flux. Ce se întâmplă când noi în fiecare zi mergem să facem măcar o oră pe zi, jumătate de oră pe zi, două ore pe zi, ceea ce ne dorim?
Păi se întâmplă amplificarea următoarelor lucruri. Motivație, conștiința, certitudinea, atenția, claritatea, concentrarea, perseverența, performanța și productivitatea. Da? Ne dorim lucrurile astea. Păi clar că ne le dorim, tot timpul ne le-am dorit. Și acum vreau să-ți arăt, practic, lucrul care pe mine m-a dat peste cap. Ăsta este ultimul grafic în care mi se arată, numai puțin. Deci ăsta este ultimul grafic în care mi se arată, practic, că avem 5 hormoni principali. Noradrenalina, care mobilizează omul pentru acțiune. Dacă te-ai întrebat vreodată de ce amâni sau de ce ai o stare de lene sau nu te miști la acțiune, e din cauza acestui hormon în principal. Hormonul noradrenalină. Apoi avem serotonina, care este hormonul stării de bine și a fericirii. Apoi avem endorfinele, da, care elimină durerea fizică și emoțională. Apoi avem dopamina, care înseamnă motivație, plăcere și dorințele noastre. Deci când avem o dorință, vine dopamina. Motivația e dopamina. Și anandamide, despre asta ne-am auzit în viața mea până acum 2 luni de zile, care ne oferă euforie, satisfacție și plăcere. Ok. Ce observăm aici? Curiozitatea declanșează în corpul nostru noradrenalină. Ce înseamnă asta? Păi asta înseamnă că treci la acțiune, da? Te mobilizezi pentru acțiune când ai o curiozitate și nu este logic să fie așa. Când suntem curioși de ceva, vrem să explorăm, vrem să pășim spre chestia respectivă. Da? Avem curiozitatea asta. Apoi, când avem pasiune, ce se întâmplă? E declanșat din nou hormonul acțiunii, noradrenalina, dar și dopamina, hormonul motivației și al plăcerii. Când avem un scop și un sens și spunem, bă, uite, obiectivul meu, scopul meu, eu asta vreau în viață, sau aș vrea să merg în direcția aia, sau aș vrea să realizez chestiile astea, avem scop și sens. Din nou, noradrenalina și dopamina, deci din nou hormonul dorinței, ne dorim ceva, și hormonul acțiunii. Adică exact ceea ce ne dorim noi cel mai mult. Vrem să trecem la acțiune, vrem să avem dorință, motivație internă, păi ăștia sunt hormonii. E, momentul în care noi suntem curioși, când avem pasiuni și avem și un scop și un sens în viață, intrăm în stare de flux și fii atent ce face starea de flux, că asta era marea chestie. Declanșează toți 5 hormoni. Acest cocktail hormonal din cei 5 hormoni este foarte greu de atins și de obținut, da? Noradrenalina, serotonina, endorfinele, dopamina, anandamidele. Toate 5 sunt în stare de flux și în momentul în care am văzut graficul ăsta pentru prima oară am zis, ăsta este motivul pentru care de 15 ani de zile zic, bă, vocația este ceva foarte special. Pentru că starea pe care eu o am și am avut-o tot timpul, când îmi urmez vocația, da? Când fac munca pe care eu o fac, de psiholog, de scriitor, inclusiv webinare de genul ăsta, deci când fac lucruri care îmi plac cu scopul și sensul de a da mai departe, de a sprijini, de a ghida, când citesc, când descoper lucruri noi, deci când am astea, eu intru în stare de flux. Și vreau și spuneam oamenilor, băi, oameni buni, când ai vocația nu mai este muncă, nu mai este corvoadă. Nu mai împărțiți viața între muncă, job și plăcere și pasiune. Ele pot fi același lucru. Trebuie să-l căutăm, dar în momentul în care devin același lucru, starea de flux ce face? Face ca munca ta, deci dacă tu poți la muncă să intri în stare de flux, se cheamă vocație și mai mult, este una din cele mai plăcute activități din viața ta, pentru că tu practic ești drogat. Ești ca și îndrăgostit. Da? Ăștia sunt aceiași hormoni care se declanșează la îndrăgostire. Ăștia 5. E fantastic de puternică vocația. Da? După care mergem puțin mai departe. Avem visuri și obiective mari. Din nou dopamină și noradrenalină. Când ai un vis mare, ce se întâmplă? Ai dorință, ai motivație de a face acele lucruri, da? Și noradrenalină te împinge la acțiune. Și apoi avem obiective mici și zilnice. Și asta din nou e foarte tare. Noi toți suntem stresați, da? Și ne trezim dimineața, este haos, avem multe alegeri de făcut. Dar ce se întâmplă când tu ai obiective mici și zilnice, pași mărunți, da? E un obiectiv mare. Vreau să fac o casă, mi-a 4 ani, fiecare zi voi face, pun o cărămidă. Scade cortizolul, care este hormonul stresului, ceea ce este, din nou, extrem de important și util pentru noi. Adică, intri în stare de flux, îți place viața ta, îți place cum te simți din cauza acestor hormoni, dar mai mult, tu când știi în fiecare zi că ai de făcut câte o bucățică mică, scade stresul pentru că tu știi, azi fac ceva, mâine fac ceva. S-ar putea să amâni într-o zi sau să nu poți, că ești plecat sau ești bolnav sau orice ar fi. Dar tu știi că ești în grafic, știi că poți recupera acele zile și ești mult mai puțin stresat. Noi suntem stresați că nu avem obiective și planuri mari împărțite pe bucățele mici zilnice, da?
Și când tu ai un vis și un obiectiv mare și în fiecare zi apari ca să faci ceva pentru acel obiectiv și vis, intri a doua oară în stare de flux. Da? Și din nou, cei 5 hormoni. Deci, practic, dacă ai curiozitate, pasiune, scop și sens în viață, intri în stare de flux făcând, explorând acele curiozități și pasiuni. Și apoi a doua oară în stare de flux, când tu îți propui un vis mare, un obiectiv mare, oricare ar fi el, și îl împarți în pași mici, concreți, ușor de îngurgitat, da? Pe care îi faci. Da? Și intri în stare de flux a doua oară. Asta este explicația științifică și de foarte ultimă oră a stării de flux. Și noi știm că vocația și starea de flux sunt aproape sinonime, pentru că atunci când ai vocație, intri în stare de flux și practic munca devine joacă, pentru că atunci când ne jucăm, tot timpul intrăm în stare de flux. Da? De asta aveam eu nevoie și tu aveai nevoie, pentru că până acum nu puteam să explic științific de ce fras simte pera că vocația asta e cea mai tare chestie și oricine poate să o aibă, să o dezvolte. Da? Numai că ce trebuie să faci? Unu, să-ți descoperi propriile curiozități, da? Să explorezi, să-ți găsești pasiune, să vezi ce te strânește cu adevărat, să ai un scop și un sens și să intri într-o stare de flux, dacă se poate zilnic. Și să-ți arăt exact, puțin mai târziu, care este sensul citatului lui Brâncuș. Da? Nu este greu să faci, greu este să te pui în starea de a face. Deci, practic, ce este greu? Dacă tu ai curiozități, pasiuni și un scop și un sens, este greu să te pui în starea de flux, adică să-ți creezi tu un spațiu, o oră pe zi, la biroul tău, la cafenea, nu știu unde crezi tu, în care să-ți dai voie să, constant, zilnic, dacă se poate, să explorezi aceste pasiuni și curiozități. Din nou, Brâncuș, da? Nu este greu să faci, ci greu este să te pui în starea de a face, adică din nou, a doua oară, să te pui în starea asta de flux, propunându-ți visuri mari și obiective mici și zilnice. Problema numărul unu a noastră este constanța și consecvența. Eu când mă pun să scriu, îmi ia 2 săptămâni de scris zilnic, o oră, două ore pe zi, ca să intru după vreo 14-15 zile într-o stare extrem de productivă. Dar dacă întrerup, oricând, o zi, două, trei, patru, cinci, sunt perioade în care nu scriu o lună de zile deloc. În fiecare zi fac altceva, da? Deci nu sunt consecvent și nu intri în stare de flux așa. Azi nu sunt, mâine sunt. Trebuie să dai drumul la un motor, trebuie să te implici un pic, trebuie să apari zi de zi. E ca un antrenament de sportiv, dacă vrei, ca orice maestru. Mergi zi de zi cumva și fă chestia respectivă, da? Mai mă uit un pic, mai era să cap telefonul, mai mă uit un pic aici să văd comentariile voastre, că de pe telefon le pot vedea. Bun. Și atunci, eu având de 15 ani un material și materiale de educație pe vocație, imediat am putut să văd corelațiile, da? Deci, practic, eu zic așa. Descoperă-ți vocația, dezvoltă ce ai descoperit și valorifică. Da? Hai să vedem pe scurt ce înseamnă toate astea. Și am pus aici din nou graficele, am măcelărit puțin PowerPoint-ul ăsta, dar are sens. Deci, practic, curiozitate, pasiune, scop și sens. Deci există o parte în modelul acesta meu, descoperă, dezvoltă și valorifică, există o parte în acest model în care avem curiozitate, pasiune, scop și sens. Descoperă, vezi? Curiozitate, pasiune, scop și sens. Descoperă-ți curiozitățile, descoperă-ți pasiunile și descoperă-ți scopul și sensul. Prin teste psihologice, întrebări, experiențe, exerciții, educație de orice fel. Apoi, ăsta din dreapta este Jiro Ono, este să te uiți la Jiro Dreams of Sushi, este un documentar, care pentru mine este definiția ce înseamnă calea măiestriei. O să vezi, este singurul om care a luat 3 stele Michelin pentru sushi și povestea e superbă, caută Jiro Dreams of Sushi pe YouTube și o să vezi trailerul. Apoi partea a doua este dezvoltă. Da? Ce dezvolți, practic? Măiestria, angajamentul, obiceiuri noi, ai dragoste pentru proces. Deci să apari în fiecare zi pentru această parte a doua. Îți propui visuri și obiective, apar zilnic, da? O oră, două, repede, dacă ai job acum, dacă faci și nu-ți place, nu-i problemă. O să facem imediat un exercițiu în care îți voi arăta, dacă viața ta este total anapoda sau invers decât îți dorești, cum să inversezi procesul ca să o transform în ceva extraordinar. Da? Bun, și trei, valorifică. Și atunci avem toate trei astea. Deci avem partea 1, curiozitate, pasiune, scop și sens. Descoperă-ți vocația și intri în stare de flux. Zi de zi, dacă o știi care, făcând ce-ți place. Apoi, propuneți visuri și obiective mari și obiective mici și zilnice, în partea alea mari, în astea mici, și intri a doua oară în stare de flux. Și când ai astea toate, tu valorifici vocația ta. Cum? Începi să câștigi bani, pentru că tu, având curiozitate, pasiune, scop și sens, ești tot timpul în direcția, pe calea ta, să spunem așa, și apoi, având obiective mici și zilnice,
care au împărțit aceste mari obiective, tu apar și te antrenezi în fiecare zi, te educi în fiecare zi, devii mai bun în fiecare zi, în domeniul respectiv, oricare ar fi el. Și ce începi să faci? Începi să creezi valoare pentru oameni, pentru tine și pentru ceilalți. Începi să câștigi bani, începi să ai impact cu ajutorul marketingului și al vânzărilor, da? Deci exploatezi mina de aur sau practic valorifici comoara ta interioară, aia despre care am vorbit. Ok. Aș vrea să te întreb. 1. Care este cea mai mare frustrare a ta în acest moment în viață? Vreau să te gândești pentru tine. Și care suferința oamenilor te mișcă cel mai mult? Astea două întrebări sunt indicatori buni ca să începi să explorezi curiozitățile tale, pasiunile tale, da? Scopul și sensul tău. Am observat că foarte mulți oameni care au o problemă mare în viața lor, adică o suferință mare sau o frustrare mare, ce se întâmplă? Acei oameni își rezolvă propriile probleme, după care apare în ei așa o dorință de a ajuta și pe alții, de a-i sprijini și pe ceilalți. Da? Să-ți pui întrebările astea. Mergem mai departe. Da? Să clarific un lucru, că de multe ori eu sunt pus în situația asta. Deci nu sunt aici să spun dă-ți demisia mâine, să te arunci cu capul înainte, deși eu am făcut așa și mulți alți oameni fac asta, dar așa cum am zis, unii oameni vor libertate, alți oameni vor siguranță. Mesajul meu pentru tine este, nu trebuie să te arunci cu capul înainte, să riști totul, să pierzi totul, nu. Îți spun doar să găsești o bucățică din viața ta, o oră pe zi, jumătate de oră pe zi, două ore pe zi, cât vrei tu. Da? Și începe să faci zilnic ceva în acel spațiu. Hai să-i spunem un spațiu sacru. Fă-ți un spațiu sacru în viața ta pentru tine. Pentru că oamenii se neglijează foarte mult pe ei, sunt prinși în cursa șobolanului, au obiceiuri proaste și merg înainte și merg spre nicăieri, obținând nimic. Da? Schimbarea începe cu acest spațiu pe care îl creezi în viața ta. Am niște citate drăguțe pe aici. Unul este de la Buddha. Datoria ta este să afli care ți-e datoria și apoi să-ți dăruiești ei din toată inima. Da? Toate drumurile duc la Roma. Vei vedea foarte mult înțelepciune prinsă în aceste lucruri. Bun. Mai ții minte când erai mic? Poate nu mai ții minte când erai de vârsta asta, dar ai învățat să mergi pe la cât? Un an jumătate, aproximativ. Și ai uitat o lecție foarte mare. La început ai învățat să mergi și apoi ai învățat să alergi. Însă un alt mare obstacol în calea descoperirii vocației, în calea oamenilor care vor să-și trăiască potențialul adevărat și vocația, este că vor să alerge înainte să învață să meargă. Da? Să învețe să meargă. Toată lumea vrea să fie Usain Bolt, vor să fie sprinter din prima. Nu se poate așa. Dacă n-accepți că totul este un proces de învățare, da? Dacă n-am spus că trebuie să încep cu începutul, trebuie să încep cu o oră pe zi, eu de mâine sau de azi îmi dedic o oră pe zi. La faptul că am venit la webinar, de exemplu, este exact lucrul ăsta. Azi îmi dedic o oră și ceva cu Pera, vreau să vorbim despre vocație. Mâine ce am să fac? Poimine ce am să fac? Aia ce înseamnă? Ai un plan mare și un vis mare? Și îl împarți în obiective mici, zilnice, constante, ușor de făcut. Și te ții, te ții, te ții. Da? Bun. Și întrebarea era așa, când ți-ai pierdut înțelepciunea pe care o aveai la 9 luni, 8 luni? Înțelepciunea care? Păi aia de a înțelege că prima oară trebuie să începi cu pași mici și din nou să mergi, să explorezi, să evoluezi, da? Să ajungi la pași mari. Albert Camus spune, slujești cu adevărat viitorul numai dând totul prezentului. Deci vezi că oriunde am merge acum, când privind din perspectiva asta vocației, toate lucrurile au un sens. Da? Și sensul ăsta este, fiind prezent, fiind în stare de flux, pași mici, constant, zilnici, forever, dacă se poate. Așa te dezvolți. Dar suntem haotici, avem foarte multe opțiuni și alegeri și nu mai facem nimic. Că este paradoxul vremurilor noastre. Da? Putem să facem orice și apoi să nu facem nimic. Hai un exercițiu scurt. Dacă în momentul ăsta viața asta nu este așa cum îți dorești, vreau să spun că acum aveam 22 de ani, câți ani am trecut? 15, 16 ani aproape. Eram la poli, eram angajat, habar n-aveam de psihologie și am descoperit un exercițiu foarte tare care se cheamă design al stilului de viață, da? Și acolo zice așa, pe o foaie scrie viața pe care o ai. Și am zis acolo, mă trezesc la 9 dimineața, de obicei, mă duc la curs la Politehnică, mănânc un sandwich în pauză de prânz, fug la lucru să-mi fac norma 4 ore pe zi, mă întorc la Politehnică pentru un laborator sau un seminar, ajung seara acasă, deci plec la 9 dimineața, ajung la 19:20 acasă, mă uit la televizor și mă culc.
Asta era viața mea și a fost 3 ani de zile. În fiecare zi și în fiecare vară, vara când nu aveam școală, lucram 8 ore pe zi. În loc de 4, primeam salariu dublu, primeam 200 de lei cu jumătate de normă și 400 de lei cu normă întreagă, ca să-ți dai seama. Asta în anul 2001-2002. Și după ce descrii viața, viața asta era oribilă, era groaznică, da? Simțeam că moare sufletul în mine. Bun. După care spune așa. Designul stilului de viață, da? Viața pe care o doresc. În rândul de mai jos trebuie să descrii punctual o zi normală de muncă din viața pe care ți-o dorești, cea din viitor, da? Și care zice așa. Mă trezesc la 8 dimineața, mă duc la înot, fac sport, citesc 50 de pagini minim, lucrez la terasă, scriu de pe laptop, savurând viața în ritmul meu, nu sunt stresat de telefoane și nu dau explicație nimănui pentru viața mea, simt că munca mea are un sens, o semnificație dincolo de satisfacerea nevoilor mele personale care sunt satisfăcute acum, am o relație cu o femeie extraordinară cu care mă înțeleg la un nivel profund și fundamental, cu care sunt compatibil, prietenii mei sunt oamenii cu care lucrez, mă distrez, construiesc, am timp să mă joc pe PlayStation, aveam 22 de ani, să ies în cluburi, vacanțe, să scriu o carte. Era un vis să scriu o carte. Azi am 9 și urmează și altele, da? Asta era visul mare al unui puște, al unui copil, corect? Și ce am făcut? Am luat asta și le-am împărțit pe bucățele mici. Și ce mi-am dat seama în ziua respectivă? Mi-am dat seama așa. Mi-am dat seama că eu să merg la not și să citesc 50 de pagini minim pot să fac chiar de astăzi. Și în acel moment s-a întâmplat magia. Din viața asta oribilă pe care o trăiam, am putut să trec în viața asta ideală pe care mi-o doream, instantaneu. Să mergi la 950 de pagini nu este ceva extraordinar, dar este ceva ce face parte din viața ta ideală. Și mi-am dat seama că eu deja, din clipa asta, făcând exercițiu, pot să trăiesc cu 50% din viața mea ideală. Aia ce înseamnă? Înseamnă că dacă mă țin de treabă, dacă sunt cu ochii pe visuri, în fiecare zi fac ceva, eu pot să ajung să trăiesc viața ideală. Și am ajuns să trăiesc cam în 3 ani de la acest exercițiu. 3 ani nu-i mult, da? Având în vedere... Scuze. Bun. Numai puțin trebuie să răspund la un mesaj. Bun. Stați mai puțin, că văd aici niște comentarii că nu mai merge. Ok. Bun. Da, și mie mi-a plăcut asta cu Reconnect. Bun. Deci dacă dăm Reconnect, funcționează. Bun. Deci, la mine aparent merge. O să continui, ok? Suntem 441 de oameni. Mi se pare extraordinar. Mersi încă o dată mult de tot că ați venit. Am să continui, bine? Deci am rămas la exercițiul acesta, designul stilului de viață. Ăsta este exemplu perfect despre cum se face trecerea de la viața actuală, care poate nu-ți place sau nu în totalitate, la o viață ideală. Deci chiar vreau să-ți spun să îndrăznești, să visezi foarte, foarte, foarte tare, da? Ok? Am să merg mai departe. Am să recapitulez rapid. Descoperă, dezvoltă și valorifică este rețeta cea mai simplă, împărțită în 3 bucăți mari, pentru a porni pe drumul descoperirii vocației tale. Ok? Vreau să-ți mai spun un lucru. Tu ești vocația ta. Oamenii nu... Le este greu oamenilor să înțeleagă chestia asta. Deci, tu ești vocația. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe măsură ce tu te dezvolți, tu te descoperi pe tine, tu devii mai bun în ceea ce faci, tu dai viață vocației tale. Tu ești mesajul către lume. Exemplul tău este mesajul către lume, da? Să ții minte lucrul ăsta. Deci, de aia dezvoltarea ta personală și spirituală este primordială. Ea trebuie să primeze tot timpul fața orice altceva.
Ok? Este o carte pe care ți-o recomand. Se cheamă Go Giver, este și în română. Și îți enumerez foarte rapid 5 chestii. 5 legi, zic ei acolo. Sunt 5 legi. Asta e o chestie foarte practică. Despre cum să valorifici vocația ta, da? O dată ce știi care sunt pasiunile și toate celelalte. Value, valoare. Aia înseamnă că tu, în momentul în care ai curiozități, îți descoperi pasiunile, ai scop și sens, intri în stare de flux constant, zi de zi, și apoi ai visuri și obiective mari pe care le împarți în obiective mici, ușor de realizat, pas cu pas, în acel moment tu devii din ce în ce mai bun în ceea ce faci, mai entuziasmat, mai fericit, mai motivat, mai harnic, da? Și devii mai capabil într-un domeniu sau mai multe ale vieții în care poți să creezi valoare pentru oameni, pentru societate, indiferent de meseria ta sau de domeniul tău, da? Și practic prima lege este legea valorii. Înseamnă fii bun la ceva. Fii capabil să oferi oamenilor, să-i ajut cu ceva pe oameni, să le oferi ceva, da? Apoi este legea compensării, pentru că zice așa la Go Giver cum să devii foarte bogat. Și zice prima oară fii bun la ceva, numai puțin, că am un mouse turbat. Da? Deci avem legea asta a valorii. Dar zice, nu așa, nu este destul, pentru că, nu știu, profesorii sau medicii oferă foarte multă valoare în societate și totuși nu sunt bogați. De ce? Și îi spun așa, legea compensării înseamnă că tu trebuie să fii capabil ca să oferi multă valoare la cât mai mulți oameni. Da? Un profesor stă într-o clasă cu 30 de elevi și influențează și are impact mare asupra 30 de elevi. Dar un cântăreț, nu știu, o vedetă care cântă, umple un stadion cu 50.000 de oameni. Acum, a cânta și a fi artist și a fi profesor, nu vreau să dezbat eu care e valoare mai mare sau mai mică între astea două. Valoarea este ceea ce oamenii apreciază, ce oamenii cumpără. Asta e valoarea pentru oameni. Da? Deci nu e destul să fii bun în ceva, ci trebuie să ajungi la mulți oameni. Vezi, și aici intră partea de promovare, autopromovare, marketing, vânzări. Bun. Apoi avem partea de influență. Aia ce înseamnă? Că trebuie să ai relații foarte bune cu oamenii din viața ta. Trebuie să cunoști lume. A treia lege, da? De ce? Pentru că o să cunoști alți oameni cu vocație, alți oameni care au conexiuni, alți oameni care au abilități, da? Și o să lucrezi împreună cu ei. E foarte important. A treia lege, foarte importantă, să nu fii lupul siguratic. 4. Autenticitatea, să fii tu însuți. Pe măsură ce tu te dezvolți, unii oameni te vor plăcea așa cum ești tu autentic, unii oameni nu te vor plăcea și e ok. Nu trebuie să te placă toată lumea. Oamenii, ca să fie acceptați și apreciați, aruncă pe geam autenticitatea. Poartă măști, se prefac, nu știu cum, numai ca să fie acceptați de toată lumea. Nu o să te accepte niciodată toată lumea. Și e ok asta. Lasă unii să nu te accepte, să te judece, să te critique, ci tribul tău, ai tăi, te vor accepta, te vor iubi, te vor primi în brațele lor. Da? Și ultima lege este legea receptivității, foarte importantă lege, adică să înveți să și primești, că tu după ce faci primele 4 legi astea, începi să și primești înapoi foarte mult. Da? Deci e important, mulți oameni nu știu să primească. Primesc, li se spune, li se oferă și ei sunt timizi și rușinoși și nu acceptă. Da? Deci să nu uităm ce este valoarea practică. Da? Valoarea este ceea ce oamenii sunt dispuși să plătească. Da? Asta este valoarea. Bun, mergem mai departe. Avem grit. Grit este o carte. Cum să-ți dezvolți perseverența, da? Și spune așa. Tu ai un talent, corect? Ai mai multe talente pe care le poți descoperi. Dacă iei acele talente și te antrenezi la ele, respectând metoda noastră cu starea de flux, zi de zi ești acolo, da, și lucrezi, îți dezvolți o abilitate. Hai să zicem așa, eu am talent, ca și talent, cuvântul. Da? Vorbesc, scriu, din astea. Dacă antrenezi talentul ăsta, ce înseamnă? Înseamnă că devii scriitor, vorbitor în public, orator, educator, orice, nu contează. Dar asta înseamnă talentul înmulțit cu efort. Nu poți să dezvolți abilități doar având talent. Talentul neantrenat e zero. Da? Azi de vorba aia. S-a născut talent și a murit speranță. Apoi ai abilitatea asta, abilitatea. Înmulțită cu efort duce la rezultate. Adică odată ce am antrenat o abilitate, sunt bun vorbitor, scriitor, orice aș fi fost profesor, și depun efort cu acea abilitate, încep să obțin rezultate pentru mine și cei din jur. Asta este, dacă vrei, rețeta perseverenței. Talent cu efort îți dă o abilitate sau abilități, abilitățile cu efort îți dau rezultate. Da? Bun. Din nou un citat. Destinul e scuza celor slabi și opera celor tari.
spune Nicolae Titulescu. Deci e important să ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră, să știm că nu va veni salvarea de niciunde. Cum trecem la acțiune? Păi în primul rând, unu, definește genul de schimbare pe care o vrei. Vrei să schimbi viața, vrei să schimbi jobul, vrei să schimbi felul în care câștigi bani, vrei să schimbi ce în viața ta? Vrei să descoperi vocația, talentele, nu știu, tu trebuie să știi asta. Ce fel de schimbare vrei? Apoi, respectând rețeta cu starea de flux, privește zilnic măsurătorile, tu trebuie să măsori. Da? Eu, de exemplu, măsor câte cuvinte scriu pe zi, câte postări fac pe zi, cât lucrez pe zi ca și productivitate. Trebuie să măsori antrenamentele tale zilnice. Apoi, evaluează procesul și îmbunătățește. Poți mai bine, poți să fii mai eficient, poți să te antrenezi mai bine, poți să duci rezultate mai bune. Da? Și 4, împărtășește cu alții. Găsește-ți un grup de sprijin, un grup de suport. Da? Este foarte, foarte, foarte important. Ok. Avem o carte foarte faină. Cartea Masterului lui George Leonard. Da? Și descrie 4 tipare de oameni. Și am zis, le descriu acum și în română. Poate se regăsește în unele dintre ele. Și spune așa. Prima oară avem superficialul. Eu mă regăsesc mult în ăsta. Care ce face? Se apucă de treabă. Da? Și are entuziasm și fericire. Mă apuc de sală, mă apuc când descoper vocația, fac, drag, yay. Ai așa o evoluție la început și îți place, după care devii din nou la normalitate și gata, după 2 săptămâni ți-o pierit orice chef, entuziasm. Astea sunt oamenii superficiali. Apoi avem obsesivi. Obsesivi încep tare, la fel ca superficialii, au un hop mare, după care se duc în jos, se biciuiesc singur pe spate, vai, sunt un loser, iar mai fac ceva, iar nimic, iar mai mult, iar nimic. Este un efort, o chinuială, o corvoadă, așa se numește. O corvoadă, o chinuială, după care epuizați, abandonează și ei. Avem mediocrul. Mediocrul ce înseamnă? Se apucă de treabă, are un prim pas reușit, după aceea este pe platou, se antrenează, mai are un hop, după care pentru tot restul timpului el nu mai face nimic, rămâne în aceeași zonă de confort, asta e, nu mai poate mai mult. Da? Și practic avem o societate în care oamenii ce vor? Vor tot mai sus și tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, fără să experimenteze ce? Zona de platou. Asta este o chestie care le scapă oamenilor și e periculos să-ți scape asta. Asta este calea sănătoasă de evoluție, calea măiestriei. Te apuci de treabă, ai un succes, ai o victorie, după care urmează platoul. O vreme nu vei evolua, dar nu trebuie să te oprești din antrenament, nu trebuie să devii superficial, nu trebuie să te lași. Așteaptă și antrenează-te. Pentru că mai vine un hop în sus, după care tu știind că este din nou platoul, rămâi pe el. Te antrenezi, trec o săptămâni, luni, hop, evoluezi încă o dată. Și poți să menții chestia asta pentru tot restul vieții tale, ceea ce este fantastic din punctul meu de vedere. Da? Bun. Chestia asta este foarte importantă să o ține în minte. Da? Evoluezi odată, ai un hop, crești odată, după care ce se întâmplă? Urmează platoul și ok. Nu trebuie să vrei să evoluezi din zi în zi, din săptămână în săptămână, să vezi, wow, ce am evoluat. Nu este normal așa. Nu este sănătos. Ok? Bun. Urmează să iau întrebări în foarte scurt timp. Dar ce vreau să-ți spun este... O secundă. Să încerc o chestie să văd aici. Deci foarte, foarte tare. Da, vreți PowerPoint-ul? O să vi-l trimit la toți prin e-mail. Bine, dar cred că mâine dimineață. Când seara asta nu știu dacă o să mai apuc. O secundă, te rog. Așa. Nu știu dacă o să-mi iasă chestia asta, dacă nu mi-e să vă dau un e-mail. Vreau să vă invit la o chestie pe care eu am numit-o Școala de Vară Vocația Online. Mi-a picat fisa la chestia asta. Văd dacă mi-e aici. Vocația. Așa. O secundă. Așa. Ia să vedem. Bun. O apărut, se pare. Deci.
Mi-au picat mie o fisă să fac o școală de vară online vocația. După ce vă prezint chestia asta, iau toate întrebările. Bun, de la voi. Mi le dă sârbul. Deci poate știți că eu de 15 ani fac chestia asta. Am educație despre vocație. Și v-am prezentat până acum punctul meu de vedere. Și am zis, bă, stai un pic. Dacă există o neurochimie și o neurobiologie a stării de flux, da? În momentul ăsta eu pot să iau materialele pe care eu le am și să le împart exact așa în două, pentru oameni care vor libertate, vor vocație, vor pasiune, vor curiozitate, dar și pentru oameni care sunt sceptici, oameni care vor siguranță, oameni care nu pot să-și lase jobul. Nu știu dacă ai văzut acele e-mail-uri de la mine, newsletter-le, în care ți-am prezentat cele două cazuri, al lui I și al lui G. G vrea siguranță, este corporatist, are 4.000 de lei pe lună, da? Și îi zice, nu pot să plec de la job până nu câștig banii ăștia dintr-o sursă alternativă, că n-am de ce să trăiesc. Și apoi îl avem pe I care spune, bă, eu pot să trăiesc oricâți bani pe lună, nu mă interesează, nu vreau să-mi spună nimeni ce să fac, vreau libertate, pentru că ăsta sunt eu. Nu vreau program, nu vreau nimic, da? Deci, practic, am luat cursul meu de vocație, super complex, și l-am făcut extrem de simplu, da? Și ce te va învăța cursul ăsta? Te va învăța de unde să pornești? Vei învăța să faci un plan de acțiune? Înveți ce este vocația? Vei face muncă interioară? Primești teste de personalitate special alese? Ce să faci dacă ai mai multe pasiuni sau talente și cum să schimbi cariera, da? Dar care este chestia nouă pe care am adus-o, da? Știu care e treaba cu informația online. Este multă informație online. Pentru educație, în schimb, e nevoie și de profesor. Pentru că dacă dai omului doar informație, este copleșit. Suntem toți până aici de informație. Și ce mi-am zis să fac? Pentru prima oară în partea asta cu vocație, am zis, mă, așa cum este webinarul ăsta, da, îl vezi aici. Webinar 28 iulie, stare de flux și neurochimia vocației. Pentru cei care decide să se înscrie la școala asta de vară online despre vocație, am în următoarele 6 sâmbete, că atât durează, 6 săptămâni. Scopul meu este ca în 15 septembrie să existe o generație întreagă nouă de oameni care și-au descoperit vocația și sunt pe drumul lor, da, în stare de flux în fiecare zi, făcând ceea ce îi pasionează, ceea ce le place, câștigând bani din asta, da, fiind pe drumul vocației lor, pe calea lor proprie și personală. Și cum am împărțit astea 6 webinarii? Da, exact ăsta va fi. Fără probleme de la început, evident. Deci avem așa, poate există testul MBTI. Foarte multă lume nu-l face bine testul ăsta. Ăsta este miezul. Dacă faci testul ăsta, tu știi, ai un tipar de personalitate și tu știi cam care sunt înclinațiile tale naturale, de mai mult știi care nu sunt. Eu când am făcut testul ăsta la 25 de ani, eram student la psihologie și mi-a zis acolo, bă, tu ești bun de psiholog, de popă, de psiholog, de profesor. Da? Deci, practic, mi-a zis mură în gură. Dacă făceam testul ăsta la 15 ani, era cel mai tare. Apoi am un exercițiu spectaculos de tare. Se cheamă povestea omizii. Este o metaforă, o poveste a unei omizi mici, care suntem fiecare dintre noi, care trebuie să plece în pădure pentru că are o chemare, o cheamă ceva, lumea, necunoscutul. Dar nu știe ce se află dincolo de zona de confort. Și împreună cu povestea omizii vom face și noi exercițiile prin care vom explora toate fricile noastre, obstacolele noastre, deci ce anume ne este frică, da? Deci, practic, va fi o călătorie interioară de descoperire a vocației. Vei învăța să-ți asculți inima, să vezi ce zice. Că toți am auzit, bă, ascultă-ți inima, ascultă-ți inima. Îi ascult, dar n-aud nimic. Ei bine, acum vei auzi și vei scrie și vei avea ca un fel de carte scrisă de sufletul tău pentru tine, cu un plan de acțiune. Apoi avem un alt webinar în care facem testul pasiunilor, care sunt, practic, 20 de întrebări, prin care vei descoperi care sunt pasiunile tale. Apoi, în 25 august, vorbim despre partea aia cu a spune obiective mari împărțite în obiective mici. Despre energie, motivație, disciplină și performanță vorbim. Deci, practic, cum să intri în stare de flux în fiecare zi, o oră, două pe zi măcar. Chiar dacă ai un job care nu-ți place, chiar dacă mergi la școală, nu contează. O oră, două pe zi avem noi toți și merită să-l investești, da? Pentru a intra în stare de flux și a deveni productiv și performant, ca în 3 luni, 6 luni, tu să poți să-ți schimbi viața. Apoi o să avem o chestie foarte importantă, vocația și cariera, corelarea pasiunilor tale cu economia de piață. Oamenii zic, ok, cum câștig bani din a prinde fluturi? Eu asta mie îmi place, mă nebunește, știu tot despre fluturi. Ei bine, vei descoperi cum. Există niște pași, vei descoperi cine altcineva mai face ca tine treaba asta, cine câștigă bani din ceea ce ai și tu ca pasiune, care sunt influencerii din domeniul tău și încet, încet începi să modelezi și să pornești pe drumul tău personal. Și în ultimul webinar avem marketing, vânzări și promovarea persoanei tale. Pentru că spuneam că tu ești vocația, tu ești important, e important să vezi să te promovezi, să spui lumii, bă, eu sunt ăsta sau asta, fac asta, asta am de vânzare, asta am de oferit. Da? Dacă vreți, bine, dacă nu, super, nu e nicio problemă. Dar prea puțini oameni știu să se promoveze, le e rușine. Da?
Deci pe lângă astea 6 webinarii care sunt live și în care stau cu oamenii și îi ghidez practic până la capătul fiecărui exercițiu, că e important, simt că e important să fiu alături de oameni, pentru că oamenii nu știu să răspundă corect sau nu fac o chestie bine, le iese ceva greșit și după aceea sunt super confuși. Da? Avem curs online. Cursul ăsta online, practic, ai acces la el pe viață. Nu este obligatoriu să te uiți la tot în 6 săptămâni. Ai 14 materiale în modulul introductiv, ai 20 de materiale în depășirea obstacolelor, ai teste psihologice, 16 materiale despre teste, ai descoperirea talentelor, pasiunilor și inclinațiilor naturale, 13 materiale, dezvoltarea punctelor tale forte a personalității și a vocației, 13 materiale și ultimul, valorificarea vocației și abilităților dezvoltate, 30 de materiale. Deci, practic, totul este aranjat exact ca în modelul de la început. Curiozități, pasiuni, scop și sens, da, primele module și următoarele module sunt visuri mari, pot fi financiare, pot fi de carieră, pot fi de dezvoltare de abilități, ce visuri ai tu, ce obiective ai tu, împărțite în bucățele mici și zilnice. Da? Întotdeauna a fost cursul așa, dar nu puteam să-l aranjez într-un mod care și științific dovedește de ce modelul ăsta funcționează atât de bine. Ups! Bun. Ce mai am să-ți arăt și trecem la întrebări, da? Așa arată platforma, sunt videouri în platformă, ai MP3-uri la fiecare, poți să le descarci să le asculti pe MP3 când poți tu, da? E vara, acum mergi în vacanță. Și ai niște bonusuri și cu asta mă pregătesc de încheiere. Ce bonusuri ai? Pe lângă webinarele de care ți-am zis cele 6, o să facem live pe un grup de Facebook, pentru că avem un grup de Facebook. Îți dau ca și audiobook, cartea, impulsul pentru vocația ta, citită de Mihaela Tatu. Nu știu dacă știi cu am. Mihaela Tatu a citit toată cartea aceea neagră, impulsul pentru vocația ta. Și primești gratis și bonus chestia asta, audiobook. Poți o asculti oriunde. Și ai 16 interviuri, da? Cu oameni care și-au descoperit și-și trăiești vocația. Și vreau să știi ceva. În 2013 am luat interviurile acestor oameni și ghiți ce? Toți sunt pe același drum, câștigă bani în același lucru ca și acum 5 ani de zile. Nimeni nu și-a schimbat calea. Pentru că odată ce știi vocația, nu te mai schimbi. Nu mai faci altceva. E chemarea ta. Deci toți oamenii ăștia fac același lucru. Sorin, tot antrenor de sport e. Da? Elena, tot grafician. Zărnescu, tot Zărnescu. Ursula, tot psihoterapeut. Da? Magicianul Lorenzo, tot magicianul Lorenzo. Nimeni nu și-a schimbat ceea ce face. Crede-mă că odată ce descoperi vocația, ești setat pe viață. În încheiere, înainte de a trece la întrebări, ține minte așa. Indiferent pe ce cale o să apuci, ăsta este citatul care mie mi-a salvat viața. Întotdeauna, orice, inclusiv azi, acum cu webinarul la început cu problemele, tot ce mi se întâmplă este spre binele meu. Cred cu tărie în asta. Da? Și a doua întrebare este: cine poate opri un om care știe exact încotro se îndreaptă? Eu zic că nimeni. Și strofa mea favorită: ridică-te, ridică-te, ori ți-a uitat chemarea? Sus, sus, începeți opera! Foarte mulțumesc pentru că ai venit astăzi. Eu mă pun să răspund la întrebări. Da? Oricâte ori fi ele. Hai să vedem. Bun, Sârbule, o să te rog, nu știu, să-mi dai pe Messenger sau undeva, dacă se poate, întrebările. Sau pe e-mail, sau cum crezi tu. Și mă pot apuca și eu dacă e să mă uit aici în webinar să răspund la ele. Bun? Deci, încă o dată, oferta, ca să închei povestea cu oferta, oferta asta are 40% reducere. Da? Este redus prețul 40% pentru că vreau să facem tare, tare de mult școala asta de vară. N-am alt proiect principal în următoarele 6 săptămâni și am zis că este un moment perfect. Bun, răspund la întrebări. Andreea are multe întrebări dintr-o dată, a venit cu ele. 1. Un om poate avea mai mult de vocație, chemare. Mai puțin să... Andreea are multe întrebări dintr-o dată, scuze. Așa. O să dau touch screen. Așa. Bun. Bun. Un om poate avea mai mult de vocație, chemare. Vocația și chemarea este una. Poți să ai mai multe meserii. Da? Mă țin. Așa. Perfect. Mi-am scos întrebările să le văd separat și să mă văd și eu aici întrebările. Bun. Deci, mai mult de vocație. Deci vocația este chemarea inimii tale. Ea este tot timpul una. Ar fi cumva să zică inima, știi ce? Du-te la stânga, acum la dreapta, acum în față, acum stop, du-te în spate. Nu, chemarea spune așa. Aia e calea ta. Ai o cale, du-te pe cale. În rest, ce poți ai multe. Meserii multe, da? Eu pot să fiu și popă, și scriitor, și psiholog, și profesor, puteam să fiu multe chestii. Mi-am ales eu psiholog, dar poate nu rămân psiholog toată viața. Da? Dar abilitățile mele, talentele mele, vocația mea este una, chemarea mea este una. Să încurajez alți oameni,
să îi sprijin, să îi ghidez în ceea ce caută ei. Cam asta e, cum o fac, alea, deci, poți oricum să o faci. Poți să-mi fac și, nu știu, comedian, stand-up comedy. Da? Dar chemarea este una. Doi. Deci, dacă tu la vocație îi spui meserie sau domeniul de activitate, poți să ai 400. Dacă tu îi spui ce-ți spune ție inima că trebuie să faci în viața asta, ce te atrage, ce te inspiră, ai una în principiu. Este o chemare. Ajută lumea. Urcă în munți. Cântă. Cam aia e vocația, da? Bun. Care sunt factorii care determină vocația? Și în ce procent contribuie fiecare dintre aceștia? Genetic, cultural, social, de mediu. Ți-am răspuns că în webinar. Deci factorii care determină vocația sunt curiozitatea, ați descoperit talentele. Talentele tale determină vocația ta. Pentru că acolo performezi cel mai bine, acolo te simți în elementul tău. Da? În rest, procente nu pot să-ți dau. Iar genetic, cultural, social și de mediu, îți recomand să citești cartea lui Sir Ken Robinson, The Element, este și în română, Elementul. Și acolo îți spune cât contează, zice așa, dacă tu te naști cu plămâni foarte dezvoltați și ești foarte, ai avea vocație în a fi scufundător de atencime și te naști în deșert, s-ar putea să nu-ți descoperi vocația, să nu știi niciodată că tu ești foarte bun la scufundări, că n-ai apă acolo. Da? Deci bune întrebările tale. 3. Îți poți descoperi adevărata vocație și la 60 de ani, deși este cam târziu. Păi dacă vocația este chestia care te bagă în stare de flux și este plăcere pură, da? Păi e târziu la 60 de ani să treci starea de flux? Doamne ajută! Eu zic așa, oricând e bine să treci starea de flux. Deci oricând e bine să ai să descoperi vocația. Starea de flux este incredibilă. Ești high, ești în vârful stării tale de bine. Da? Ai chemarea către a fi scriitor. Nu neapărat, să știi. Vocația mea nu e scriitor. A fi scriitor este un domeniu de activitate. Chemarea mea este să sprijin, să ghidez, da? Să lucrez cu sufletul meu și al altor oameni. Asta este, dacă vrei, chemarea și vocația mea. Cum o fac? Și prin scris. Uite, o fac și prin video și prin vorbit. Eșuezi de foarte multe ori, dar îți dorești cu aceleași ardoare ca la început să performezi în acest domeniu. Poate fi totuși vorba de vocație în ciuda multiplelor nereușite? Întrebarea valabilă pentru orice alt domeniu. Așa cum ți-am răspuns, vocația mea nu este scriitor. Vocația mea este încurajator. Cum o fac? O fac și în scris. De asta zic că vocația nu este scriitor. Este legată de întrebarea numărul 1. Vocația una. Spune oamenilor că și ei pot. Da? Spune-le că și ei pot. Încurajează. Cum o fac? O să pot să fac în 40.000 de feluri. Deci vocația e una. Și nu este de scriitor. 5. A existat pe acel puțin moment când te-ai îndoit de faptul că psihologia nu este pentru tine? De când am descoperit-o, nu. Nici o clipă. Adică am știut că cu psihologia pot să fac magie în viața mea. Este ceea ce îmi schimbă viața. Bun. Alina zice. Cum îmi ajut copilul de 14 ani să-și găsească menirea? Să ia decizia potrivită pentru viitor. Mulțumesc. Păi în principiu, începe cu testul MBTI, Myers-Briggs, despre care am zis că o să vorbim în webinarul meu, probabil primul din această școală de vară online. MBTI ăsta îți va spune care sunt înclinațiile lui naturale. Da? Apoi citește cartea lui Ken Robinson, The Element, Elementul. Apoi lasă copilul să exploreze, să vezi spre ce este el atras în mod natural. Du-l la 10 chestii, sporturi, activități. Și după aia zi, observă ce face singur fără să-l împingi de la spate. Și acolo e ceva de explorat. Încolo este pasiunea și vocația copilului. Da? Mona zice. Bună seara tuturor. Fiica mea va împlini 18 ani în curând. Nu se poate hotărâ ce profesie să-și aleagă. Cam ce s-ar potrivi pe viitor? Cum ar trebui să procedăm? Păi exact ca și înainte. În primul rând este teste de aptitudini, teste de talent, cu ce înclinații naturale are. Eu zic că ăsta MBTI este cel pe care îl recomand tot timpul, dar făcut corect. Da? Și asta este un început bun. În rest, citește, te rog, materialele mele de pe blog, sunt gratuite. Dacă dorești să te înscrii la școala asta de vară, e altă opțiune. Da? Am scris o tonă de material despre vocație. Lucrați! Nu vă imaginați că, ok, are 18 ani, nu știe meseria. Întrebarea mea este ce ați făcut până acum pentru a descoperi talentele și inclinațiile naturale. Pe ea ce o atrage? Deci trebuie avut o discuție cu ea. Ce îți dorești? Și lăsați, adică nu există răspunsul 100%, asta este. Trebuie încercat. Da? Trebuie încercat. De obicei știi ce fac în alte țări oamenii? Nu merg la facultă după ce termină liceul și au un an de descoperire de sine. Este foarte important asta. Deci atât de important că în unele țări copiii și au un an de descoperire de sine. Pentru că nu știi, n-ai cum să știi, ai 18 ani, ok, merg la facultă, care? Panică și fugi. Da? Andrada, cum se numea cartea în care erau prezentate aceste tipare? Care tipare, că nu știu.
dar îți spun încă o dată cărțile pe care ți le-am recomandat. Ken Robinson, The Element, Elementul. Ok? Am să vreau acum și eu la întrebări aici, în jos. Să văd ce întrebări mai sunt. Da, deci dacă dați click pe ofertă, ar trebui să se întâmple ceva, să vă duc pe pagina de vânzări. Hai că vă pun link-ul și aici în chat. Da? Înscriere, școală de vară online. Da, deci dacă am dat click pe link acolo unde zice vezi oferta, te duce pe, la mine cel puțin, te duce pe pagina de prezentare a întregii școli de vară. Da? Gabriela întreabă, te rog să punctezi mai mult care sunt căile de descoperire a vocației. Am să spun câteva pe care știu din cap, sunt foarte multe. În principiu este încercare, eroare. Încearcă mai multe lucruri. Și vezi când intri tu, întrebarea pentru tine este când intri tu în stare de flux. Ăla este indicatorul vocației. Starea de flux, așa cum am demonstrat și vedem acum că știința vine din urmă și descoperă chestiile astea pe care noi le știm intuitiv. Ce te bagă în stare de flux? Ce te face să simți ca activitate că timpul dispare, se dilată? Da? Care sunt suferințele tale? De obicei oamenii când își rezolvă o suferință, o să observi, nu știu, oamenii care au avut cancer și au supraviețuit, deschid ONG-uri pentru a ajuta alți oameni cu cancer. Adică suferința noastră mare depășită ne poate scoate vocația la suprafață, misiunea noastră, dorința noastră de a ajuta pe ceilalți. Da? Cristian Văcăreanu zice, per acum poate fi afectat omul care își dorește evoluție de evoluție fără să rămână în zona de platformă, adică de platou, să zic eu. Deci, omul care își dorește evoluție după evoluție va fi epuizat, pentru că viața nu e făcută să fie în hopuri așa. Viața este făcută, faci un hop, după aia mergi un pic în rutină. Asta este sănătate, este practic așa merge viața. Da? Nu merge așa. Și atunci ce faci? Dă-i tot ce e mai bun, lucră, trage, antrenează-te, după care ești pe platou. După care iară tare, după care iară pe platou. Da? Cum ești afectat? Prin burnout, adică ești consumat, epuizat psihic, fizic, spiritual, emoțional, ești terminat, după care cazi. Și nu este sănătos pentru corp, pentru minte, pentru suflet, pentru că epuizându-te în permanență te prăjești, cum ar veni, da? Mor mai te tânăr, ca să zic așa, îți pierzi ani din viață cu supraepuizarea asta. Apoi, care ar fi calea de a fi zen la locul de muncă pe care l-ai, în ciuda colegilor ciudați, a șefilor incompetenți, a jobului insipit, dar de la care nu vrei să pleci? Păi, în primul rând, munca interioară, meditația, ia-ți o pereche de căști cu noise reduction, să nu mai auzi nimic în jurul tău. Cam astea ar fi căile. Bianca. Per acum poți trece peste dezamăgire în descoperirea vocației. Aici mă refer la situația în care există un blocaj interior. Păi, în primul rând, e important să înțelegem toți că Roma n-a fost construită într-o zi. Da? Nu e nevoie să fii dezamăgită că n-ai reușit să descoperi vocația. Și care e faza cu descoperirea vocației? În primul rând, nu este un obiectiv după care alergi. Și vom face școala asta de vară, exercițiul la comida, ce face? Vreau să avem un spațiu de o oră, de două seara după masa pentru noi sâmbătă, în care nu mai alergăm după nimic, în care nu mai suntem disperați, da? Nu mai suntem stresați și facem liniște. În momentul în care faci liniște, deci cum se descoperă vocația? Ascultându-ți inima. Așa se descoperă vocația. Inima îți vorbește, dar noi nu mai auzim din cauza gălăgiei și a stresului și a alergatului continuu după chestii. Și spunem, a, și vocația e un obiectiv, trebuie să-l ating. Nu trebuie să atingi, nu trebuie să furi după vocație. Trebuie să spui stop, să pui frână, să zici hop, nu mă mai grăbesc niciunde. Hai să mă liniștesc. Hai să aprind o lumânare, să-mi iau o agendă, să pun niște muzică bună, un pahar de vin și hai să scriu un jurnal despre mine. Cum mă simt? Ce îmi place? Ce caut? Ce îmi doresc? Da? Nu fi dezamăgită că nu ți-ai descoperit vocația. Ai tot timpul din lume. Ok? Tu caută să cauți să te simți bine. Asta vă spun tuturor, vă rog. Nu căutați direct vocația, ci căutați, în primul rând, vreau să mă simt bine cu ceea ce fac în fiecare zi. Asta este primul pas intermediar spre vocație. Vreau să mă simt bine cu ceea ce fac. Dacă nu te simți bine, acolo nu-i vocația ta. Dacă te simți bine, ești pe drumul cel bun, da? Ancuța, Pera, la ce oră se va ține webinarul din cele 6 săptămâni de curs online? Păi, în principiu, ar vrea tot sâmbătă, la 19, 20, 18. Am să stabilesc asta cu oamenii, dar în principiu sâmbătă va fi, pentru că cine vrea să iasă în oraș de la 11, 10, 11, 12, poate să o facă. Da? Sâmbătă, de obicei, pe la 6, 7 avem așa un spațiu în care mai avem timp
Și așa m-am gândit că sâmbătă este o zi și o oră potrivită, dar între 18-20 cam pe acolo. Stabilim împreună asta. Și vor fi și înregistrate oricum pentru cine nu poate să ajungă, evident. Andreea zice, dacă simți să alegi libertatea, cum îți plătești facturile? Pe exact am povestit și cum. În viziunea mea, libertatea și siguranța trebuie să coopereze între ele. Da? Unii oameni sunt confortabili să leagă libertatea și nu le trebuie nicio siguranță. Ei vor libertate. Eu sunt unul din noi. Am anunțat la Politehnică și la job și am fost 2 ani să ia clipit. De asta și eu, nu toată lumea trebuie așa. Există oameni care au un job care le oferă siguranță. Pentru acești oameni, trecerea se face cum? În paralel. Adică rămâi la job, dar în 6 luni de zile, un an de zile, tu îți pregătești ieșirea. Cum? Obiective mari împărțite în pași mici zilnici. O oră, două, trei pe zi lucrezi la pasiunea și visul tău, într-un an te-ai eliberat, că știi deja bani în paralel din altceva. Ok? Ștefănuț Doru. Dintre cei cu care ai lucrat pentru vocație și pentru dezvoltare personală, câți au reușit și câți n-au reușit să se dezvolte sau să-și găsească vocația? E bine, n-am o statistică atât de acurată, fac chestia asta de 15 ani, cred că m-am adresat, nu știu, la peste 100.000 de oameni, însă am în continuu e-mail-uri de mulțumire, am videouri, am oameni care lucrez în jurul meu. N-am un număr să spun exact, ar trebui să îi întrebăm pe toți, nu știu, dacă tu știi oameni care m-au citit, întreabă-i, bă, vă ajuta pe era cu ceva. Și ai să primești un răspuns mult mai bun și mai acurat, da? Decât să spunem, pentru că nu știu procentual, nu știu ce se întâmplă. Mulți oameni nu-mi zic decât după ani de zile. Am fost acum la Herculane cu 20 de oameni din trupa Alfa, din comunitatea Alfa, și oamenii ziceau, bă, acum 5 ani am citit și m-a ajutat cu asta, bă, acum 2 ani cu asta, wow, ce tare, mi-a descoperit vocația. Habar n-aveam și mi se întâmplă constant, deci nu pot să spun un număr, dar ce spun sigur este că și eu și acei oameni din comunitatea Alfa sunt pe drumul cel bun. Da? Eugen, la sfârșitul școlii de vară, cum putem avea certitudinea că mi-am găsit vocația? Nu știu să spun chestia asta. Asta doar tu vei simți. Dacă aș putea să dau vocația așa, luați-o, aș dau-o acum la toată lumea, la toată planeta. Dar există două chestii. Există o parte pe care trebuie să o faci tu și o parte pe care trebuie să o fac eu. Da? Ne întâlnim la mijloc. Dacă tu apar la webinarii și faci exercițiile pe care ți le propun eu, îți garantez un lucru. Vei face progres, vei avea progres spre vocația ta. Ok? Asta e promisiunea pe care pot să o fac. Sigur, te asigur că ești mai aproape. Ok? Emilia, exercițiul acela, cum ar arăta viața mea ideală, scria că îl vom rezolva împreună. Când îl facem? Ei bine, ți l-am arătat acum în PowerPoint. Datorită întârzierii de la început, nu mai am avut timp să îl facem împreună, dar am să te rog să-l faci singură. Da? Ți l-am arătat cum se face, ți-am prezentat cum se face. Ok, mersi. Apoi, Catrinel, dar pot exista activități care să te introducă în starea de flux și în același timp să-ți aducă stres? Nu. Nu, n-ai cum să fii în stare de flux și stresat în același timp. Asta este fantastic. Nu ai cum. Datorită nu există cortizol în starea de flux. Nu există stres în starea de flux. E fantastic asta. Indiferent ce probleme ai, am trăit-o pe pielea mea acum 2 săptămâni. Aveam stres, eram stresat, gânduri, chestii, m-am deschis laptopul, mi-am pus căștile cu muzica mea, în 4-5 minute eram în stare de flux, scriam. S-a întâmplat o magie când am închis laptopul și am plecat după 2 ore, pluteam. Ziceam, băi frate, e fantastic. Asta e, acum sunt conștient de ce vocația asta, tot am zis eu, băi, vocația ne salvează pe toți și sufletele noastre și viața noastră și tot. Pentru că te curăță de tot, de toate cele rele. Roni, am 18 ani, pasiunea mea este cu mașinile vechi. În 80-90 mi-am luat și 2 mașini old și am început să strâng piese pentru a doua, pe prima aproape am recondiționat-o și nu știu ce să fac, ce să profesez, nu prea am susținere, ce să fac, cum să-mi dau seama ce trebuie să fac. Sunt clasa 12 acum. În primul rând, caută modele inspiraționale, caută influencer din domeniul în care și tu activezi, în care tu ești pasionat. Și caută să vezi ce făceau la început când făceau ce făceai și tu. Asta e primul lucru, găsește 20 de influencer, 20 de oameni pasionați de ce ești tu pasionat și care fac ce faci tu cu succes. Și află, întreabă, citește despre ei, urmărește pe social media și vezi, bă, ce făceau ăștia când erau la început ca mine, mucoși, tineri, n-aveau resurse. Și o să vezi inspirație. Cristina, talentul este vocația? Dacă cineva are mai multe talente și scopul este de a ajuta pe oameni să fie fericiți cu ei. Talentul nu este vocația. Talentul este un indiciu despre vocația ta, este un far călăuzitor. Tu îți vei folosi talentul în vocația ta. Da? Poți să ai mai multe talente, clar. Da? Sunt și psiholog și marketer și vânzări și orator și mai multe chestii. Am mai multe talente. Dar toate servesc
unui scop mare. Dă-i mai departe. Daniel, salut, Pera, crezi că ar putea o persoană să aibă ca vocație mai multe lucruri? De exemplu, să zic să fii kinoterapeut, să te joci, dar și să te duci și, de exemplu, altceva random, să faci seducție, să încurajezi mai mulți oameni. Repet, vocația este una, da? Meseriile sunt multe. Poți să fii kinoterapeut, da. Să te joci, da, nu este vocație să te joci. Să te joci este o modalitate a ta de a-ți petrece timpul tu, cu tine. De a te relaxa și te bag în stare de flux joacă, am stabilit chestia asta. Seducție. Da, este alt domeniu. Dar vedea că vocația este una. Care e chemarea ta adâncă? Dincolo de kineto, dincolo să te joci, dincolo de seducție, să încurajezi oamenii, care e chemarea? Kineto și a încuraja oamenii pot fi puse în aceeași vocație. Ai face oamenii să se simtă bine, a vindeca, a sprijini, a ajuta. Da? Bun. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările voastre. A, Eugen, așa. Cât timp trebuie să-mi aloc pe zi pentru a studia la școala de vară? Ideal ar fi o oră pe zi. Dar asta în condițiile în care vrei să te uiți la cursurile de pe platformă, la videouri. Dacă nu, este suficient să vii sâmbătă la webinar, care înseamnă 2 ore pe săptămână, să faci exercițiile în care voi fi și eu acolo ca să te ghidezi și vei fi mai aproape de vocația ta garantată. Am luat 6 webinare punctate exact pe punctele critice ale vocației. Da? Deci poți, dacă ai mai mult timp, o oră pe zi ar fi ideal. Dacă n-ai destul, 2 ore pe săptămână, timp de 6 săptămâni. Mara zice, atunci când te îndoiești de tine, cum să-ți creezi încrederea de sine ca să poți urma vocația pe care ai descoperit-o? Asta e o întrebare de psihoterapie. Încrederea noastră când lipsește este din cauza că noi am fost răniți, am fost ca și copii în principiu făcuți de rușine, ni s-a scăzut încrederea în noi și acum ca și adulți suntem răniți. Asta e altceva decât vocația, da? Este ține de vindecarea noastră interioară, de psihoterapie în principiu, de dezvoltare personală și spirituală. Ok? Bun, am să mă opresc aici. Am să dau un newsletter cu înregistrarea webinarului, scuze încă o dată pentru probleme de la început. Școala de vară lansată, 4 zile sunt deschise înscrierile, reducere 40%. Da? Vă iubesc, vă mulțumesc că ați avut răbdare și ați stat atât de mulți și că ați avut răbdare cu mine la început. Dacă mai sunt întrebări, o să mi le dea sârbu și răspund la ele în newsletter-le în zilele ce vin, stați copii pe newsletter. Da? Vă pup, vă iubesc, mersi din suflet. Ciao, ciao!